Bună seara, urmăriți politică cu Natalia Morari. Gata, ne-am săturat de atâta politică, astăzi vorbim despre economie. Cum se simte mediul de afaceri din Republica Moldova? Pacientul e mort sau mai degrabă, sau totuși e semi-viu? Ce îl încurcă pe mediul de afaceri din Republica Moldova și ce îl ajută? Despre toate acestea discutăm cu experții din acest domeniu. Eu salut în studio pe Alexandru Slusăr, astăzi în calitate de vicepreședinte al Confederației Naționale a Patronatelor. Bună seara, bine ați venit! Sergiu Chirică, manager de proiecte din cadrul Camerei de Comerț Americane. Bună seara, bine ați venit pentru prima dată, sper nu pentru ultima. Roman Chircă, director al Institutului Economiei de Piață. Bună seara, bine ați venit. Bună seara. Și Dimitru Alaiba, șef al Secretariatului Consiliului Economic pe lângă prim-ministru al Republicii Moldova. Bună seara, bine ați venit. Și câte o întrebare scurtă pentru fiecare la început și vă rog succint să răspundeți, după care vom trece deja la discuție mai în profunzime. Cum astăzi se simte mediul de afaceri din Republica Moldova? Pe scurt, domnule Susăr. Din punctul meu de vedere, situația este foarte dificilă. Sunt trei probleme de bază pentru mediul de afaceri: concurența neloială, economia tenebră și corupția. Și iată acest triunghi Bermud este problema cheie. Mai multe, aceste trei flagele strâns legate între ele și într-o încercare de a soluționa toate aceste probleme, abordarea sistemică, noi mai mulți ani venim cu propuneri, cu idei, cu concepte, dar cu părere de rău situația doar s-a agravat în ultima perioadă, mai ales și situația aceasta nestabilă pe piața financiar-bancară. La toate aceste nevoi s-au mai adăugat și problema cu creditarea acum, deci tot mediul de afaceri acum are această problemă cu accesarea creditelor, deoarece ultima acțiunea Băncii Naționale de a majora rata refinanțării și principalul lucru, majorarea rezervelor până la 24%, reduce tot mai mult și mai mult capacitatea business-ului, care rezidenții din Republica Moldova, să accede credite. Și situația, din punctul meu de vedere, este una critică. Domnule Chircă, e critică? Bine, subiectul mediului de afaceri, eu cred că este în descreștere. Importanța mediului de afaceri este în continuă creștere, ținând cont și de mentalitatea care, tendința principală din economie, este că oamenii preferă să fie angajați și să nu riște să se angajeze în activitatea antreprenorială. Structural vorbind, există centre de influență oligarhice care chiar și ei au probleme serioase în profundul crizei, pentru că noi toți suntem într-o barcă, suntem într-un acvariu și atunci când acvariul are fisuri, la nivel de scădere dramatică a rezervei valutare, la nivel de scădere a, sau probabil recesiuni, absolut toți sunt afectați. Și acest lucru anume provine... Inclusiv cei care cauzează acest inclusiv lucru. Asta și este problema, că instantaneu el oferă anumite avantaje, creează impresia falsă că se preiau anumite sectoare. Mai mult ca atât, cu cât un centru de influență se extinde, el diminuează dramatic concurența în acest sector, scade calitatea, respectiv scad și nivelul de profituri. Ceea ce duce la necesitatea de a prelua noi activi și de a se extinde pe orizontală. De aceea, ați putea spune că noi la ora actuală ne aflăm la etapă capitalismului sălbatic, cum spun unii experți? Nu, bine, dacă suntem atât de gurmanți, putem să identificăm mai multe etape și subetape ale procesului de acumulare primitivă a capitalului. Capitalism oligarhic, cum spun alții. Păi da, suntem într-o finală în care, până nu vor fi consumate toate activele, fie generate în mare parte din perioada sovietică sau în perioada inițială de independență, aceste centre de oligarhice nu vor fi motivate să facă careva reforme. Din fericire n-au rămas foarte... Vă referiți la privatizări? Nu numai privatizări, preluări, pentru că nu tot timpul problema este că la noi proprietatea privată este noțiune abstractă. Nimeni nu deține proprietatea privată în baza unui document, pentru că mâine apare o instanță de judecată care emite o hotărâre și proprietatea se migrează către un alt proprietar. Mai mult, chiar și majoritatea oamenilor care dețin careva averi, niciodată nu o să găsiți ca aceste averi să fie scrise pe numele
acestui om, acestei persoane. Ele tot timpul sunt scrise pe diferite persoane interpuse. Anume cu aceasta în ultimul timp încearcă afiliate. Să lupte Consiliul. Deci la noi proprietatea privată este foarte elastică. Ea nu ai nevoie să ai document pe un activ ca să spui că ești proprietar acestui activ. Dar mediul de afaceri, cum spuneam, în rest, se micșorează pe fundalul unei eminente recesiuni care va avea loc economice și datele statistice arată deja o scădere. Și acest lucru... Această criză este cauzată de ceea ce face guvernare sau ceea ce nu face guvernare mai bine, degrabă? Uitați-vă, eu, de exemplu, nu sunt adeptul teoriei că tot ce se întâmplă într-un stat este datorită sau din cauza guvernului. Economia națională este mult mai complexă. Ea include fiecare actor, fiecare dintre noi. Plus factorul extern. Noi nu putem să fim pasivi și să spunem că tot ce s-a întâmplat bine, sau de fapt ministrii vin și spun că tot ce s-a întâmplat bine în economie este datorită nouă, iar societatea civilă și alte persoane spun că tot ce se întâmplă rău este datorită inclusiv guvernării. Lucrurile sunt mult mai complexe. Este o coabitare mutuală convenabilă. Lumea este în mare parte depresivă și pasivă, iar guvernarea activă în interese înguste, respectiv se creează, se omogenizează perfect în promovarea intereselor. De ce avem ceea ce avem? Persoanele noastre în mare parte au fost această cromozomă responsabilă de activism social a fost completamente dezbătută în perioada sovietică, pentru că în perioada sovietică cetățeanul a fost educat că tot ce face statul este treaba statului, ceea ce face cetățeanul este doar să execute ceea ce face statul. Ceea ce avem noi acum în societate, avem aceeași mentalitate, noi stăm doar pasiv și urmărim că ceea ce fac guvernanța este rău, dar noi nu avem suficientă voință, suficient curaj să ne implicăm activ, să ne definim pe noi înșine ca de parte acestei societăți. Mulțumesc. Domnule Chirică, părerea noastră despre mediul de afaceri de astăzi. Pacientul e mort, e viu? Din punctul meu de vedere, la moment, mediul de afaceri are în fiecare zi destul de multe provocări, ca să zic mult mai ușor. Pe de o parte, pe de altă parte, pentru noi, la moment, este important ca să fie respectat principiul previzibilității și luării deciziilor transparent în statul acesta. La fiecare, este respectat acest principiu? Este respectat cu greu la acest moment. Pe de o deci parte, astăzi, mediul de afaceri nu știe ce se va întâmpla mâine sau exemplu ar fi asumarea răspunderii de către guvern a politicii fiscale și vamale. Pe de o parte, legii bugetului de stat pentru 2015, în care au fost destul de multe carențe, care ulterior au fost, iată, săptămâna trecută, abia remediate de către Parlament. Și în acest context, pentru mediul de afaceri, este destul de complicat să reacționeze la timp și să poată să-și conformeze activitatea sa din business cu realitățile propuse de către guvernanță. Domnule Leibă, din guvern, cum se vede ceea ce se întâmplă acum în mediul de afaceri? Bine, eu... Știți, eu cu plăcere aș lua și aș contrazice antivorbitorii mei, adică nu cred că aș avea o problemă să contrazic trei oameni deodată, dar din păcate, realitatea este că nu este într-atât de roz. Da? Adică trebuie să recunoaștem că sunt multe probleme cu care lumea, oamenii care ne plătesc impozitele, oamenii din contul cărora există acest stat, se confruntă în fiecare zi. Există o birocrație enormă care, și eu iarăși n-o să neg ceea ce s-a spus până acum. Noi avem problema mare, avem câteva probleme mari, însă în același timp, asta spun eu permanent, în afară de ele, noi avem și un milion de alte probleme mici, mărunte, care enervează lumea în fiecare zi. Noi avem birocrație, noi avem rezistență pe care chiar este urgent să le eliminăm. Deci trebuie să eliminăm aceste obstacole. Dar această rezistență vine din partea statului sau uneori și din partea mediului de afaceri? De unde vine această rezistență? De unde, în ce sens? Ați spus că există o rezistență din partea birocrației sau uneori din partea oamenilor de afaceri? Există o rezistență la schimbare din partea multor instituții. Există foarte multe și iarăși există foarte multe inițiative, există foarte multe idei bune, frumoase, care se lovesc în peretele de rezistență, fie o instituție, fie alta, pentru că orice idee
idee, orice intervenție, cât de punctuală nu ar fi, se lovește de diferite pretexte de a nu că trebuie întâi să schimbăm legislația, trebuie întâi să... Dar această rezistență are culoare politică și de fie... Nu, știți cum noi ne-am obișnuit, de exemplu, un partid se opune inițiativelor venite din partea altui partid. Sau este vorba de rezistență din partea mediului mic și mediu al birocraților, care fiecare dintre ei au câte o firmă, un SRL pe lângă un minister X sau Y, care câștigă diferite tendere și așa mai departe. Și, bineînțeles, au interesele lor. Există rezistența la schimbare. Până la un anumit nivel este explicabilă. Da? Orice sistem tinde să se autoconserveze. În același timp, având o birocrație într-atât de mare, rezistența este pur și simplu foarte greu de depășit. Nu spun că asta este o regulă, însă din păcate este foarte frecvent când o intervenție, cred că o să ajungem și la exemple concrete, o intervenție care poate fi făcută care poate fi începută și terminată într-o săptămână, poate dura și un an. Din mai multe motive. Din partea mea, mă rog, nu pot să spun că am făcut afaceri, dar cel puțin sunt conștient că business-ul, omul de afaceri, pierde bani în fiecare zi, din cauza birocrației, din cauza procedurilor complicate. Pentru ei nu contează doar că se lucrează, cum asta e răspunsul universal aproape. Pentru ei contează ca problema lor să fie rezolvată urgent, astfel încât, începând cu ziua de mâine, el să începe a economisi bani. Domnul Chircă a spus pe bună dreptate, da, bani nu sunt, finanțarea, acces la finanțare este limitat. În același timp, obstacolele pe care tot noi le creăm, noi ca și diferite instituții, le creăm și le menținem, îi fac pe antreprenori ca ei să mai și consume banii lor, deci să mai și suporte costuri pe care, de fapt, ar putea să le investească, ar putea să le economisească și să le investească în dezvoltarea afacerilor. Iarăși, nu vreau să fiu prea negativ, deși deja am fost. Dar sunt și exemple bune. Ați dorit să-i contraziceți, dar de fapt... Există situații în care când se vrea, când este un... Vă dau exemplu, da, absolut, chiar plăcere. Chiar mi l-am notat că e recentul, nu-i unicul, dar din păcate pot fi mult mai multe. Probabil să nu prea am urmărit absolut toate știrile și așa mai departe la subiect, dar cred că s-a mai auzit despre simplificarea procedurilor de vămuire. Da? Deci noi, ceea ce am făcut în două săptămâni în urmă, am eliminat drastic, am redus drastic numărul de documente de la 11 la 3 pentru import și de la numărul de acte la vămuire și de la 9 pentru export la 3. Astea sunt criterii pe care doar câteva țări le au. Georgia are 4 și 4, Estonia are 4 și 3. Noi suntem acum la nivelul la așa țări ca Singapore, Italia, Canada, Franța are 2 și 2, dacă nu greșesc. S-a vrut și, ca și exemplu, să arăt cât de posibil este să ne mișcăm enorm de rapid, toată chestia asta a durat mai puțin de o lună. Deci s-a inițiat procesul de avizare și așa mai departe, care sunt procese care durează un an. Deci o hotărâre de guvern pot să o promoveze într-un an. Asta s-a vrut și s-a intervenit punctual. Eu nu încerc acum să vă contrazic. Eu știu că multă lume crede că eu sunt extrem de pesimist. De fapt, eu încerc să fiu realistă. Dar ceea ce descrieți dumneavoastră este extrem de important. Pentru orice om de afaceri care lucrează cu oamă, este important că acest proces s-a ușurat. Sau ceea ce s-a întâmplat în ultimii câțiva ani. Semnătură digitală, facturi electronice, e posibil în genere să nu te vezi cu contabil. Și asta s-a rezistenței. Exact. Fapt, deci, este un lucru care tare le-a ușurat viața oamenilor de afaceri. Dar tare, nu știu de ce, mi se creează impresia că asta înseamnă de a licui o viroză la un organism bolnav de cancer. Pe aici, pe acolo, noi încercăm să ne ușurăm viața, dar când te uiți în general, lucrurile merg prost. Da, eu acum, de exemplu, am posibilitatea în afacerea mea să nu mă văd atât de mult cu contabilă, să-i plătesc mai puțin bani, pentru că eu nu mai trebuie să fac 30 de drumuri pe săptămână sau pe lună, semnăm totul electronic, într-un final, aproape când am nevoie de ea. Dar
Bine, eu n-am de a face cu justiția din Republica Moldova, dar mulți oameni de afaceri au de a face și faptul că ai acum semnătură electronică nici de cum nu-ți ușurează viața. Atunci când te ciocnești cu o concurență neloială, faptul că ai o semnătură electronică deloc nu-ți ușurează viața. Da, cheltui mai puțin timp, dar totuși. Eu de la asta și-am început, spunând, prin a spune că situația nu este roz. Eu am fost diplomatic, situația nu este... Deci eu n-am contrazis antevorbitorii mei. Ceea ce am încercat să spun este că, într-adevăr, sunt eforturi depuse și aici nu vorbesc doar de câteva exemple. Nu este suficient. Nu vi se pare? Da, există așa, foarte doar... mult de lucru pentru a îmbunătăți simțitor situația. Doar o impresie așa dintr-o parte. Nu sunt economist, dar totuși. Pe anumite segmente celor care încearcă în guvern să facă schimbare, pe anumite segmente lor li se permite acest lucru. Și într-adevăr, anumite mărunțișuri în ultimii ani s-au schimbat. Fragmentar. Dar dacă e să vorbim despre schimbări care cumva le creează probleme celor care au interese mari, aici sistemul se opune brusc și repede. Iată un caz recent, când a trebuit de schimbat, de umblat la legislație pentru a oferi poștei Moldovei anumite posibilități cu transferuri bancare și așa mai departe, acest lucru s-a întâmplat în 2 săptămâni prin Parlament, când trebuie pentru cineva. Dar noi știm cine controlează Poșta Moldovei. Când trebuie pentru cineva de adoptat un proiect de lege în Parlament, se întâmplă în 2 săptămâni. Fără opunere, fără nimic, fără dezbateri, se întâmplă brusc, hop, gata. Când e vorba de schimbări care țin de toți oamenii de afaceri, văd că luptați luni la rând, uneori ani la rând și nimic nu se întâmplă. De ce? Despre aceasta continuăm să discutăm după o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți cu noi! Știm cât de bine e să fii susținut tot timpul. De aceea cu Orange Prepay primești bonus la fiecare reîncărcare. Până la 200 de minute pentru convorbiri cu toți prietenii. Sau până la 500 MB și mesaje SMS ca să fii online și să comunici în voie. Pentru a primi bonusul, trimite un SMS la numărul 5544. Orange. Новые немецкие мази и свечи Проктозан быстро избавляют от симптомов геморроя, боли, зуда и кровотечения. Проктозан. Без геморроя жизнь лучше. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Лучшие семечки Украины для дружественной республики Молдова. Сити. Отбираем только качественные зерна. Купи бутылку Кока-Колы, загляни под крышку и можешь выиграть напрямую одну из 250 тысяч бутылок. Или поучаствовать в розыгрыше одной из 50 коллекций юбилейных мини-бутылок в день. Vatra ți-a pregătit o mare surpriză pentru 6 și 7 iunie, Carnavalul Copiilor. Te așteaptă un concert inedit de muzică, dansuri, animatori, topogane, concursuri și masterclass-uri. Savurează din plin plăcerea verii în Camping City și distrează-te la discoteca pentru copii. Salut, sunt Cleopatra Stratan și împreună cu Vatra te aștept pe 6 și 7 iunie la Carnavalul Copiilor. Toți copiii, părinții și bunicii sunt așteptați la un adevărat Disneyland de Moldova. Ne vedem acolo! Что главное в похудении? Очищение. Утром кофе Турбослим, вечером чай Турбослим. Чай и кофе Турбослим. Почувствуйте разницу с ним. Construiește-ți casa de vis. Datorită izolării termice superioare a cărămizilor Brixton, ai cald pe timp de iarnă, răcoare vara și facturi mici la energie tot anul. Brixton. Construiește cu căldură. Grăbește-te! Acum cărămida Brixton este cu 5% mai ieftină. Detalii în magazine.
своему 25-летию Виктория Банк награждает за лояльность. В период с 10 апреля по 31 июля оплачивайте товары и услуги картой Visa от Виктория Банк в любой точке мира и выиграйте главный приз 25 тысяч леев и более 1000 других денежных призов. Также, обменяв бесплатно карту Visa Electron на карту Visa Classic, вы увеличите в 5 раз ваши шансы на выигрыш. Детали на www.victoriabank.md. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minim 2 litri de apă. Am revenit în studio, continuăm să discutăm despre mediul de afaceri. Domnule Chirică, deci, vă se pare impresia că segmentar lucrurile se schimbă? Exact, eu anume despre rezistență aici am vrut să dezvolt gândul. Odată ce Republica Moldova a semnat acordul de asociere la Uniunea Europeană și acordul de liber schimb aprofundat și comprehensiv, noi ne-am asumat ca în următorii 2 ani de zile să transpunem cel puțin 300 de directive europene în legislația națională, în sistemul național de drept. Și în cazul ăsta, foarte multe ministere sau autorități publice încearcă să transpună în felul lor. De regulă preiau directivele transpuse în România, de ce? Fiindcă sunt deja traduse în limba română și este mult mai simplu să le adapteze în Republica Moldova. Și fac abstracții de sistemul național de drept care deja există. Și atunci, în cazul în care vii cu o lege integrală de transpunerea unei directive și nu este colaborată cu alte legi care deja sunt implementate în Republica Moldova, apare o problemă. O problemă care a apărut acum câțiva ani în România și probabil că în următorii ani va apărea și în Moldova. Este problemă de abordare și problemă de sistem. Ori se acționează de foarte multe ori izolat. Ministerele nu comunică între ei la transpunerea directivelor, pe de o parte, și pe de alta mediul de afaceri de câteva ori a venit cu astfel de semnale, că nu este necesar să venim cu legi integrale separate. Ori avem codul civil, spre exemplu... Pentru că vor fi adoptate legi care vor să urmă exact, de cap. Avem codul civil, spre exemplu, și atunci noi acolo putem să transpunem prin anumite articole noi directive care sunt la nivelul Uniunii Europene. Chiar anul trecut, în ianuarie, a fost format un grup de lucru pe lângă Ministerul Justiției pentru modificarea și completarea codului civil. Dar iată, procesul ăsta este de durată. Este de durată și la etapa asta... Puteți să explicați de ce toate procesele de genul ăsta sunt de durată în Republica Moldova? Dar când e vorba de furat bani sau de preluat bănci, brusc peste noapte în jumătate de oră o decizie adoptată, lucrurile făcute? Codificarea legilor, într-adevăr, este destul de anevoioasă și este un efort complex. Dar exemplul Ministerului Justiției este un exemplu bun, dar ce se întâmplă în celelalte ministere care au un plan de acțiuni foarte clar că trebuie în următorul an să transpună X directive. Și în cazul în care noi Câte au fost deja transpuse din cele 300 despre care ați vorbit? Dacă nu greșesc, sunt în jur de 40 de directive. Din 300? Din 300 care au fost transpuse sau sunt în proces legislativ la momentul la anumită etapă, la nivel de guvern sau la nivel de Parlament. Și în cazul în care noi vedem problema izolat și nu încercăm să vedem problema în sistem, este destul de complicat, iarăși revin, este destul de complicat mediul de afaceri să reacționeze. Și este destul de complicat ca mediul de afaceri să fie auzit la un moment dat, ca să avem un proces previzibil. Și ulterior, după ce legea este adoptată, este destul de dificil ca să implementez norma legală. Ori de foarte multe ori normele nefiind colaborate, ele se bat cap în cap. Domnule Susar, dar în general există această dorință de a auzi mediul de afaceri? Natalia, eu din anul 2007 sunt membru a Comisiei Tripartite. Iată, cred că o bună parte din telespectatori cu surprindere o cunoască că nu există așa organ care are lege specială, regulament special, la care patronate, guvernul și sindicate urmează să discute cele mai importante probleme economice, de dezvoltare afacerilor, aspecte sociale, la mai multe probleme. Din 2007, noi, iată flagele care eu le-am numit la începutul emisiunii, ele nu, trebuie să recunoaștem, ele nu au apărut din 2010.
Ele au rădicinile, a început o independență și iată, pur și simplu eu din 2007, de când am intrat, noi fiecare dată, o întâlnire rară care noi am avut în cadrul acestor comisii tripartite, care în mare parte a fost o structură butaforie, noi veneam cu propuneri. Au trecut aproape 8 ani și argumentul meu ultimul, deja a fost strigătul meu. Eu spuneam, oameni buni, spuneți-mi, vă rog, ok, noi venim 8 ani cu propuneri. Cum de îmbunătățit situația? Cu reforme relativ radicale. Iată, eu prezint aici și propunerile care noi am înaintat, nu odată, din partea Confederației Naționale a Patronatului. Dar, ok, de timpul voi ați respins aceste idei, propuneri. Poate noi, într-adevăr, nu cunoaștem toate lucrurile. Poate propunerile care noastre... Care a fost explicația? Nicio explicație. Iată, asta nu e posibil, că pierde aici bugetul. Eu aș înțelege pe dânșii dacă situația avea să evolueze, adică să fie mai bună, să devină mai bună. Iată, au trecut 8 ani, din 2007. După 2010, iată, a revenit înapoi impozit pe venit. Aici e o întrebare discutabilă. Fondul de medicină, presiunea a crescut cu 3% timp de 5 ani deja, asupra business-ului. Dar serviciile, noi într-adevăr înțelegem ce fel de servicii, noi sunt bancuri mai multe decât despre Cipaev. Cu asigurările sociale, cu contribuțiile de asigurări sociale. Noi de 5 ani strigăm, dați să facem ceva, că presiunea, capitolul contribuțiilor de asigurări sociale, retribuirea muncii este una enormă, mai ales în condițiile când această presiune cade asupra business-ului legal. Cei alți stau bine, mersi și nu fac nimic. Nu că nu a fost soluționată nicio problemă. Timp de 5 ani, povara fiscală suplimentară a fost pusă pe umerele agenților economici pentru a plăti concediul medical pentru lucrătorii. De la o zi noi am ajuns la 5 zile. Asta nicătând că se plătește 29% achitările de contribuții sociale, plus 5 zile în caz în care este concediul medical, trebuie să plătească patronul. Adică angajatul se duce la medic, se înțeleg că între dânci fac mișmașuri și tot acest lux este achitat din partea patronatelor. Și iată întrebarea. Dacă timp de 8 ani, de când eu sunt martor ocular la toate aceste procese, nu s-a schimbat nimic spre bine. Situația cu economia tenebră devine tot mai gravă și gravă. Noi vorbim că deja în economie undeva, cine spune 60% din PIB constituie economie tenebră, cine spune că 40%, calculi de clar că fiecare are calcul propriu, dar cu certitudine ponderea, cota este uriașă. Și nu se schimbă nimic. La mine apare întrebarea. Nu, de ce nu discutăm noi toate aceste propuneri? Dar puteți pe scurt să spuneți, cu ce propuneri ați venit? Nu, eu am menționat deja că există 3 probleme aici. Concurența neloială, economie tenebră și corupția. Hai cu despre corupția să vorbește toată societatea. Sunt mai multe inițiative care noi le susținem și avem și ale noastre. Dar la corupția, la economie tenebră, aici situația este una simplă. Trebuie de stimulat pe acei agenți economici, foarte puțini care au rămas, care lucrează legal, și totodată împreună cu dânșii în parteneriat de luptat împotriva celor care lucrează ilegal. Și iată, aici apare cea mai mare problemă. Noi propunem să micșorăm sarcina fiscală, povara fiscală asupra agenților economici legali, măcar după exemplu cu care a venit acum Ucraina, țara în război, țara în pre-default se află. Și totodată... Când e o gaură atât de mare în buget, cum să micșorează sarcina fiscală? Aici e important să avem abordare sistemică. Ok, noi nu am propus pentru 2015, noi am propus din 2016. Haideți să vedem pentru businessul legal, unde putem să micșorăm. Impozit pe venit. Să ne revenim, un lucru a fost făcut fragmentar cât de cât logic, asta e situația când în perioada comunistă a fost introdusă cota zero la impozit. E discutabil acest moment sub aspectul decentralizării, dar și aici noi avem propuneri. Dați să vedem cum noi putem să micșorăm cu 3-4% contribuțiile de asigurări sociale și astfel încercăm să scoatem din economie tenebră mai mulți agenți economici care acum nici nu sunt controlabile. Paralel,
Хай, дака усавема часто проблема ку супленіра фонду бюджетовый, с анализем ситуация, ку акчизи, ну я вема ич мути резерви, ва мажорары акчизи, ва цигар, ва алкоол, импозитара пентру автомобили делукс, ку и мобил дат саведем, импозит ва и мобил, кари есть партия принципала, дин винитур или челе май дисболтати цер. Ва ну и импозит мобиляр май леса ич кишинеу пентру картиерили есть аунди, да, экстрем демик. А дико се балансем, но и ну спуним, кано дициним адиверу на ультима инстанция. Да, да, с макар се дискутем, ситуация син рута цеште. Не ворбин туа конкуренция не лояла, интер диверу. Партия дин бизнес платеште, лау партия ниш ну вини фиску, о дата ин доу зеч диан. Йоу ам пуняма часто интербара. Да, цим результатели контролу, ва чини винитку ку контроле. Ва ной журидик, легал, обуна партия дин уамени, ау дрептус ну акити контрибуцили для сигуре сучале. Când povara aceasta pe business-ul legal este în creștere în ultimii 5 ani. Și iată când noi analizăm toate aceste probleme împreună, haideți să vedem ce putem să facem. Plus activitatea Consiliului Concurenței. Vorbesc aici de acordul de cartel, vorbesc aici de situația cu piața produselor petroliere, producții agricole, mai multe lucruri. La noi este acest organ este absolut impotent. Dar în economie de piață veritabilă, ca atare acest organ, Consiliul Concurenței, joacă un rol foarte important. În loc că statul se reglementeze adausuri comerciale, nu știu ce, când lucrează Consiliul Concurenței, uitați ce se petrece. Statele Unite, Microsoft Word, au fost impus unei divizări forțate din partea organului de protecție a concurenței. Da, noi am văzut, apropo, Consiliul Concurenței acum câteva luni i-a sancționat pe unii jucători mari de pe piață. Da, electrocasnice. Eu așa n-am înțeles care e problema. Și tot, da. Rețeaua de magazin numărul 1. Da. Problema cu produsele petroliere. Deci se poate când se poate când există voință politică de ce de sus. Probabil cineva nu s-a împărțit. Domnule Kirk, dar într-adevăr despre acest Consiliu al Concurenței, dacă e să vorbim, cine are dreptul să se adreseze la acesta? Cine, în conformitate cu prevederile legale, partea care se consideră vătămată, inclusiv și Consiliul Concurenței organizează monitorizări în care identifică acele momente care duc la încălcarea regulilor concurenței, abuzul poziției dominante, deci acolo unde deci se constată, dacă eu ca cetățean mă simt cumva... Dacă noastră sunteți în calitate de agent economic dezavantajat prin anumite acțiuni anticoncurențiale, neloiale, atunci sunteți pasibil. Noastră nu ca cetățean ce? Dalea, lucrurile sunt mai complicate. Până nu a intrat legea nouă în vigoare... Nu, eu mă refer... Știți la ce mă refer? Orice agent economic. Există procedură. Dacă acest Consiliu nu lucrează așa cum trebuie, poate de făcut trolling sistemic. Știți ce înseamnă? Când sute de oameni sau sute de agenți economici încep să scrie plângeri la acest Consiliu cu aceeași întrebare și Consiliul este nevoit. Trebuie să te uiți la această cerere. Să te uiți odată cum este formulată această cerere. E pe 5 pagini și ca atare o bună parte din argumente, adică probe și dovezi, trebuie să prezinte partea reclamată. Adică dacă mai înainte era o cerere mai cât de cât simplă și varianta propusă de tine era posibil aplicată, dar acum eu ultima dată, 2 ani în urmă am depus cererea pe un era problemă cu comercializarea producției agricole și când eu am văzut această cerere, trebuie să ai gradul științific pentru a îndeplini. Eu am îndeplinit așa cum am știut, ce am știut, am înaintat la Consiliul Concurenței și am primit răspuns în 3 zile. Cererea nu corespunde rigoarelor. Oameni mici și mijlocii, oameni de afaceri mici și mijlocii nu prea au șanse să depună cerere la Consiliul. Imposibil, eu am încercat și spun eu de ce vorbesc despre acest așa numit trolling sistemic, pentru că mie nu îmi place doar să criticăm, mie îmi place să le oferim oamenilor soluții. Dacă există o soluție de a face acest Consiliu funcțional, de ce? Consiliul Concurenței are funcția de autosesizare. Este expres introdus în legea nouă de concurență. Dar nu se autosesizează. Nu, asta e problema. Pentru ce de făcut trolling? Aici trebuie de schimbat pe cum în bancul șaua. Dar nu puteți deci, să-l schimbați dumneavoastră. Nu e în puterea dumneavoastră. Iarăși noi revenim la problemul sistemic. Că este necesară voință politică ca acest Consiliul Concurenței să fie funcțional. Este baza legală, este cadru legal, doar că trebuie de aplicat acest cadru legal. Vorbim despre impozite, plăți și nepleți, domnule Chircă. Cum noi putem
să-i facem pe oameni de afaceri să iasă din economie tenebră, să plătească impozite. Bine, în primul rând, numărul de agenți economici se micșorează. Asta e evident, pentru că noi avem o creștere pe orizontală. Deci noi nu creștem structural economia. Asta înseamnă că noi avem mai multe mijloace venite din remitențe, avem mai multe importuri și avem mai puține centre care controlează aceste importuri. Așa se face averea în Republica Moldova. Nu se face pe bază de producție, inclusiv agricolă, nu se face pe producție industrială, pe alocuri se face pe servicii, pe alocuri se face pe IT, iar și pe zone care sunt stăpânite. Este modul în care funcționează economia. De ce, de exemplu, mi se par amuzante și ghilotina 1 și ghilotina 2 și eu înțeleg guvernarea pur și simplu este pusă în astfel de situații, dar evolutiv noi parcurgem rapid ceea ce de mult Occidentul a trecut în 10, în sute de ani, mii de ani unii, în special raporturile intrafeodale. Acolo unde era York și Lancaster, până la urmă a câștigat York, după care s-a extins. Ceea ce se întâmplă acum, și ministerele sunt partajate la fel după același principiu, este vorba despre partajarea zonelor de influență. Este o etapă absolut firească. Dacă noi suntem atât de naivi și credem că noi o să reușim în 20 de ani să în pasivitate totală a electoratului, în pasivitate totală a societății, cu excepția unor elemente, este o etapă firească pe care trebuie să o parcurgă, de exemplu, centrele de influență oligarhice. Fie să ajungă la un acord ca să apară primele reguli și atunci aceste reguli se transpun în legislație și centrele noastre de influență au nevoie de astfel de reguli pentru ca ei să fie... Și dacă nu ajung, ce facem? Dar dacă nu ai acces la oligarhul X sau Y... Dacă nu termin la a doua frază, iese din context și iese că eu apăr oligarhii și vreau ca să vin oligarhi aici. Da. Deci eu vă spun care sunt alternativele. Da. Alternativa este ca oligarhii să se transforme în lideri naționali. În lideri naționali gen Poroșenko, care nu a trecut această etapă de transformare completă dintr-un fost oligarh într-un lider național, să află undeva la mijloc de aceste etape. Da? Doi au încercat. Să încerce. Pentru că dacă nu, alternativa este foarte dură. În circunstanțele în care ei nu ajung la anumit acord, neîncrederea între centrele și lupta dintre centrele oligarhice, de fapt îi periclitează tot ce este în statul dat, inclusiv și pe ei însăși. Dacă ei nu reușesc să ajungă la un anumit acord în acest sens, atunci vor trezi revolte și se vor crea circunstanțe, sau nu neapărat din revolte, dar apar alte situații, în momentul în care ei cresc într-atât de mari, atât de influenți, în care nu mai are sens să fie mari și influenți și să se autodizolvă în geopolitica regională, în circunstanțele locale și nu neapărat să vină dintr-o revoltă care apare. Foarte interesantă această teorie, dar ce să facem nu dacă... Nu este teorie, este bazată pe ce a trecut omenirea. Este foarte interesantă această ipoteză, dar nu știu cât e de valabil pentru Republica Moldova. Dacă nu reușim să trecem această etapă, atunci să vorbim. Și eu, de exemplu, salut fantastic ce face, de exemplu, camera înregistrării de stat. A rămas următoarea etapă să fie 0 zile pentru înregistrare sau următoarea etapă să înceapă activitatea ca să fie în minus 10. Pentru că, de ce Republica Moldova actualmente este în locul 63 în Doing Business Moldova? Pentru că este un indicator de viteza de reacție a statului și avem 3 poziții, care dacă le modificăm, eu vă garantez, la anul suntem în primii 20. Este un indicator indirect și creează falsă impresie. Atunci când noi ne comparăm cu Singapore, Noua Zeelandă, Finlanda sau Suedia, cu același rezultat noi putem spune că media culorii ochilor noștri este seamănă cu Franța, Statele Unite, Marea Britanie. Deci e un indicator care ne duce în eroare. Uitați-vă la nivelul atragerii investițiilor. La nivelul atragerii investițiilor suntem practic ultimii din continentul euroasiatic. Deci nimeni nu investește în noi, nimeni nu are încredere în noi, pentru că există și pentru, de exemplu, pentru guvernarea actuală, este o chestiune fie de onoare, fie de câștig sau pierdere, să demonstreze și să identifice ce s-a întâmplat la Banca de Economii, pentru că altfel această energie negativă, această revoltă va trece în zona pasivă și va fi un obstacol, un impediment important, inclusiv în desfășurarea activităților zi de zi oligarhice, în perspectiva următoare. De ce? Dacă noi nu reușim aceste lucruri. Și acum uitați, acum noi avem ministerii partajate. Ministerul Economiei aparține unui partid, Ministerul Vorbim despre mediul de afaceri, și am ajuns tot la politică. La noi chiar și cu fiecare babă din orice primărie care de semnătură care depinde din un om de afaceri are legătură cu oligarhul X sau Y,
Înțelegeți, există un nivel de asta mare, unde se decid interese mai mari. Multe telecom, vama, metal feros. Și există un nivel mai mic. Eu vreau astăzi să vorbim un pic despre acest nivel. Pentru că este oameni de afaceri care n-au acces la oligarhic. Oamenii respectivi tot vor să fie oligarhi și se comportă oligarhic la nivelul la care se află ei. Pentru că la noi, în Republica Moldova, sistemul oligarhic este unul model. Și oamenii se comportă. Eu am văzut nenumărate rânduri lobismul intera sau din diferite sectoare care se comportă și visul este să devină oligarh. Dacă noi eliminăm o parte din oligarh, credeți-mă. Eu nu visez asta, de exemplu. Știți? Sunt foarte mulți oameni care pur și simplu vor avea asta normal. O interpretație altul acestui lucru. Eu sunt de acord cu dumneavoastră. Dar nu mi-ați dat voie să-mi trimit vă patru gânduri până la capăt. Dar noi totuși discutăm. Eu sunt de acord cu dumneavoastră că oligarhii reprezintă un mare pericol pentru... Nu am zis că este un pericol. Este o etapă firească. Toată omenirea a trecut prin aceste etape. Bine, eu n-am nimic împotriva oamenilor de afaceri mari, care au afaceri prospere, dar eu am foarte multe obiecții vis-a-vis de dorințele unora dintre ei de a acapara statul. Ce se întâmplă în Republica Moldova. Dar haideți să nu încercăm de fiecare dată când e vorba de corupție mică sau mijlocie să acoperim totul cu interesele oligarhice. Pentru că noi avem o grămadă de întreprinderi pe lângă ministere, agenții și așa mai departe, în care sunt băgate rude, soții, frați, surori ale demnitarilor. Și, de exemplu, iată ultima inițiativă, tot se luptă pentru acces la informația despre fondatori ai firmelor. Camera de înregistrări, care acum în 3 zile înregistrează orice afacere și la acest capitol stă foarte bine, ne comparăm cu Singaporul, nu ne permite să avem acces nouă jurnaliștilor și nu doar jurnaliștilor. N-am finisat gândul, dar am fost înțeles greșit, în baza înțelegerii greșite, au fost făcut concluzii greșite. Ceea ce spun eu este că dacă nu soluționăm problema asta, imaginați-vă, mi-a spus că lăsați-i pe oligarhi într-o parte. Uitați-vă, există... Nimeni nu spune asta. Noi, pur și simplu, am vrea să... Eu, de exemplu, am venit să vorbesc despre tot altceva. Eu citesc pe Natalia Morari acum 3 secunde. Eu vreau acum să coborâm un pic la un alt nivel. Dacă mă lăsați 10 secunde, ar fi terminat gândul respectiv. Toate că acum nu știu despre care gând vroiam, pentru că chiar s-a înțeles greșit. Eu spun că dacă nu trecem această etapă firească și impresia mea că centrele de influență oligarhice au pierdut deja din teren și nu știu dacă mai reușesc să facă acest acord de creare a primilor reguli, care primele reguli se vor transpune în legislație, pentru că au revenit în zona partajării. De ce sunt imposibil practic orice reformă? Fiecare minister este un teritoriu care aparține în anumit partid politic. Dacă nu se soluționează acest problem, dacă nu, echipa guvernamentală nu este unică, dacă nu există acordul politic a celor care au venit la guvernare, atunci mai departe poți să facilitezi și electronic, poți să o faci și de pe iPhone, să dai rapoarte fiscale și multe alte chestiuni, poți să adopți 300 de directive europene, poți să faci absolut ce vrei, dar nu o să funcționeze atâta timp cât nu este respectat un singur lucru în statul respectiv. Nu este proprietatea privată. Proprietatea privată nu este în siguranță. Noi nu știm cui aparțin averile. Până nu se trece pentru proces de amnistiere de care au nevoie inclusiv și oligarhii, atunci noi nu stabilim acest punct zero de pornire a acelor reforme necesare, pentru că eu mi-aduc aminte anul 1990, 91, 92, când stăteau rânduri, coadă la înregistrarea întreprinderilor și era foarte dificil, trebuia să ai relație ca să înregistreze o întreprindere într-o lună de zile. Astăzi nu mai este problemă. Dar poarta este, totuși, poarta este aurită, aici dar nimeni nu intră în poarta aceasta. Dacă haideți să discutăm un caz recent. Nu vorbim despre istorie, dar să vorbim despre viitor, în primul rând. Eu n-aș vrea să, nu țin minte și nici nu vreau să știu anul 92. Noi acum aveam anumite probleme și ele totuși sunt foarte, cum am spus, sunt foarte multe probleme care sunt într-atât de punctuale, care pot fi rezolvate ușor, dar dacă se le iai împreună, ele fac mult mai mult decât o mega problemă despre care se vorbește în fiecare seară. Dacă nu vă spărați, eu am venit să vorbesc deloc despre politică, adică nu luați asta ca și... Noi am ajuns iarăși la polemică despre politică și despre sistem, așa e sistemul.
Adică, la emisiune. Nu, adică s-a ajuns fiecare vorbește despre ce dorește. Fiecare, da, exact. Nu, da. Eu discuție liberă. Același timp. Eu rezolvați 1000 de probleme. Știți cu ce seamănă lucrul ăsta? Atunci când e robinetul în casă și curge apa peste tot, dumneavoastră vă ocupați cu strângerea paharului, strângerea mobilierului. În loc să veniți să strângeți robinetul. Eu vă spun, până nu soluționăm această problemă de crearea unei echipe guvernamentale comune, a unei înțelegeri pe bază de principii și valori. Timp, ce să facem? Între timp, să așteptăm? Exact. Deci, mi-aș trebui să cunoașteți. Domnule, numai o clipă. Eu, un exemplu. Vă ocupați în timpul liber. Da. Un exemplu. Vă spun, vă spun ce să faceți. Uitați-vă. Haideți să favorizăm acordul între oligari. Haideți să le spunem, ultimatum. Nu vreau să... Dar, domnule Chircă, eu nu vreau să favorizez acordul între oligari. Să ducem la Pavel Dămașa, să cerem că ei să... Eu cred că oligarhii din PDP-le, de mie și alți oligarhi pot ușor să se înțeleagă între ei. Eu, de exemplu, ca și oligarhi, aveți nevoie de un guvern care să fie un echilibru. Eu vreau să aduc un guvern echilibru. Fără oligarh, un alt exemplu. Da. Ieri mai multe organizații media s-au adresat cu un apel public către toate instituțiile statului și către reprezentanța UE în Republica Moldova, OSCE și așa mai departe, pe un caz concret. Transparența fondatorilor companiilor private. Am spus deja astăzi, există foarte multe companii la care ar fi bine ca jurnaliștii de investigație din Rise Project, Mold Street, Newsmaker, ziarul de gardă, să aibă acces la aceste informații. Pentru că mulțumită lor, uneori, un reporter din Ziarul de Gardă sau din RISE Moldova fac mai mult decât ce ne-a plătit din banii noștri. Asta o spun din pura mea convingere, pentru că am văzut. Sunt de acord cu asta și care e problema? De exemplu, acum. Nu, și care e problema? Problema. Deci trebuie să mergem la Plăhătniuc sau Filat ca să rezolvăm problema aceasta. Vreau să-mi iarăși mă înțelegeți, nu știu cum... Eu spun, dacă nu, noi nu cercăm, pe ce trebuie să jucăm noi? Că, de exemplu, cineva care este pe lângă partide politice, pe lângă centre de influență, să găsim, să identificăm o formulă. Noi vorbim despre... Iată, Natalia a început... Ce aduce ca premiză pentru înțelegere societate, care mai... Și noi pentru asta, pentru, iată, problema asta, trebuie să ajungem la consensuri mega sus. Ok, implementați fără consens. O să vedem să ajungeți. Eu, de fapt, am fost... Noi deja de 10 ani stăm în cercul ăsta. Stăm de 10 ani în cercul respectiv și observați că... Se discută, iată, despre asta și nu despre probleme adevărate cu care se confruntă fiecare om. De ce? Pentru că... Pentru că discută, iată, despre aceste chestii care, de fapt... Eu o fac asta în premieră, de exemplu. Nu, eu m-am săturat de discuții despre astea inutile care durează exact 10 ani. Asta vă împărtășesc cu emoțiile parcă pe Instagram, nu, că v-ați săturat, că nu vă place. Nu, totuși, eu vreau să ne... Vreau să prindeți ideea care vreau să spun eu. Pentru că ei se află într-o situație dificilă. Ei vor... sunt cei care dețin și pot produce ori o daună mai mare, ori o daună mai mică. Noi trebuie să alegem o daună mai mică pentru o perioadă, să facem presiune asupra ei, fie să... eu știu, prin metode inclusiv și radicale, să fie făcute presiunea asupra ei. Dacă nu se întâmplă această metamorfoză, noi urmează deci, să trecem... Deci vreți să spuneți că mediul de afaceri din Republica Moldova n-are nicio șansă să aibă parte de o viață mai bună atâta timp cât oligarhii nu vor ajunge la un consens? Asta e o grădiniță de copii care stau și se joacă în nisip. Înțelegeți? Și care soarta lor, proprietățile lor, nu depind de ei. Pentru că noi nu avem o instituție care să garanteze proprietăți acestor oameni de afaceri. Vă aduc iarăși același exemplu. În orice secundă apare... Vă aduc același exemplu. Iată, noi aici, copilași, în grădinița noastră, stăm, ne jucăm în nisip, încercăm să schimbăm sistemul așa cum putem. Lor le este absolut în cod de acest lucru. Nu știu, vor ieși 100.000 de oameni, de exemplu, duminică. Probabil și aceasta nu prea îi vă pune pe gânduri. Nu știu. Dar... astăzi, jurnaliștii de investigație ar putea să facă mii, sute de investigații, sigur, publice despre companii ale demnitarilor. Și Centrul de Protejare a Datelor cu caracter, de protecție a datelor cu caracter personal se opune. Eu acum nu vreau să mă întreb, acu este acest centru, corect, care partid influențează? Probabil și acolo găsim. Sigur că nu este corect. De ce să nu facem acest lucru mic? Asta nu ține de consens între oligarhi. Dar asta nu contravine. Punem și de jos să mergem începem asta nu contravine. Asta nu contravine la ceea ce spun eu. Eu vreau să spun doar din punct de vedere a funcționalității. Dacă vrem într-adevăr să pornim, să nu pierdem timpul, să nu batem pe loc, să nu revenim peste 10 ani, iarăși în același punct, ce este noi necesar nu acum? Revenim este consensus. Pentru că nu există un guvern consensual. El nu există. Guvernul habar nu are ce face. El se ocupă cu imitarea. E ca cum domnul spune, dar noi ce să facem? Bine, aici noi ne oprim. Da. Domnule Labiu, replica dumneavoastră va fi prima după pauză, după ce domnul Susar și Remi mă discuți în câteva clipe. Rămâneți cu noi.
ce are nevoie Pavel ca ziua să-i fie perfectă? De chitară, ca să cânte melodiile sale preferate. De undiță, pentru a merge la pescuit. De ochelarii de soare, ca să fie mereu stilat. De microfon, de smartphone și de aplicația Libon. Ca să sune de oriunde din lume spre Orange, la doar 2 lei per minut. Libon. Life is better on. Натуральный препарат на основе морских водорослей «Натальсид» останавливает кровотечение и заживляет при геморрое. «Натальсид» – удобный способ вернуть себе комфорт. Перед применением внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Puritate. Din tine provin. Și tu mă împlinești. Pe tine te caut atunci când vreau să mă regăsesc. Puritate. Mă ajuți să văd ceea ce contează. Dorna. Un mod mai pur de a trăi. Что за конспирация? Да выгляжу ужасно. Мажу-мажу, все без толку. Так капать надо. Пользуйся экзодерилом. Благодаря жидкой форме экзодерил глубоко проникает к очагу поражения и убивает грибок. Важно продолжать лечение, пока не отрастет здоровый ноготь. Выглядишь здоровым. Экзодерил. Глубоко в ноготь проникает, грибок убивает. Это лекарство. Прочитайте внимательно инструкцию. В случае возникновения побочных эффектов обратитесь к врачу или фармацевту. Пришло время идти на видеокамеру. Указать пальцем на яму и рукой на мусор. Принимать меры. Положить кирпич. Побелить все вокруг. Прокатиться на грейдере. Пришло время красиво говорить по радио и убедительно по ТВ. Сфотографироваться. Пришло время собирать голоса. В предвыборных кампаниях все выглядят красиво. Кому отдаем примарию? 14 июня проголосуй осознанно и информированно. Что такое хороший банк? Секрет в хранении и умножении ценностей. Как всегда, все самое ценное для вас мы надежно храним вот уже 25 лет и больше. С каждым годом наши ресурсы приумножаются и ваши возможности растут. Настоящий банк, как выдержанный коньяк. Чем больше лет, тем ценнее. Приумножая ценности. 25 лет. Коммерцбанк. Suntem diferiți prin cerințe și posibilități, atitudine și stil. Însă ceea ce ne unește este mobila creată special pentru confortul nostru. Mobila Confort transformă orice spațiu într-o zonă comodă de relaxare sau lucru. Pentru fiecare în parte, constantă rămâne doar calitatea. Confort, mobila care ți se potrivește. www.comfort.md. Благодаря концентрированной силе Вольтарен глубоко проникает к источнику боли, не только быстро снимая симптом, но и устраняя основную причину боли – воспаление. Вольтарен. Свобода движения. Это лекарство. Прочитайте внимательно инструкцию. В случае возникновения побочных эффектов обратитесь к врачу или фармацевту. Лучшие семечки Украины для дружественной республики Молдова. Сити. Отбираем только качественные зерна. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic cel puțin 5 fructe și legume. Pe 6 iunie, TV7 deschide sezonul călătoriilor. Alături de Natalia Gordienko vom descoperi cele mai atractive destinații turistice ale țării. Moldova este bogată în comori și pe toate le vom descoperi aici, la Comorile Țării. Fii alături, sâmbătă, 6 iunie, la ora 12:20, pornim la drum.
loc în sfârșit replica dumneavoastră. Da, eu să mă refer doar la cazul menționat de dumneavoastră. De fapt, ceea ce am vrut să spun este că nu doar mass media este partea cointeresată. Sunt în inițiativa prim-ministrului din martie, noi vedem un beneficiu enorm pentru absolut toată societatea. Noi suntem convinși că informația despre fondatori, numele și prenumele, sunt date cu de interes public. Deci asta este o normalitate în absolut toate țările, inclusiv, nu știu, de la Marea Britanie până la Rusia, unde acest fapt este o normalitate. Lucrul ăsta nu contravine în niciun fel legislației. Mai mult ca atât, Camera de Înregistrare de Stat, la moment, eliberează informația asta, doar că este contraplată și este într-un fel întârziat și asta presupune și două vizite la un ghișeu și aici noi considerăm inutil. Este o procedură simplă în care noi vedem un beneficiu enorm pentru toți. Antreprenorii nu vor mai fi înșelați pentru că vine o persoană și se dă drept mare director sau fondator a unei companii. Dar eu unii verific dacă într-adevăr este așa. Deci noi evităm și prevenim foarte mult, noi, în afară de corupție de la nivel mic și mediu, ca și chestie, de fapt, inițiativa asta a venit anume în primul rând, pentru prima dată la mine a ajuns din partea Camerei de Comerț Americane. Deci deja noi avem un an de când propunerea asta a venit la noi. Eu nici nu pot imagina de câte ori ideea asta a fost așa discutată prin cabinete și așa mai departe. Dar care este cea mai mare problemă? Ei se opun pentru că ce? Există atât de multe companii în spatele căror stau oamenii afiliați cu demnitari, de exemplu, și această informație ar putea deveni brusc publică peste noapte. Eu deja am și spus, deci am mers destul de public cu subiectul ăsta. Eu sunt convins că despre persoanele suspuse, pentru că, de fapt, birocrația cu asta și scuză că da, o să uite toți la persoanele suspuse. Nu e adevărat. Despre persoanele de sus, noi nu vom afla nimic nou în urmare a deschiderii informației asta. Noi vorbim despre 200.000 de companii și nu vorbim despre piețe regulate. Noi vorbim despre SRL-uri simple care sunt la moment, accesul la informația despre numele și prenumele fondatorilor este așa semideschisă, pentru că prin lege e public, dar de fapt trebuie să plătești, trebuie să aștepți, trebuie să cine știe ce se întâmplă acolo, nu vreau să lansez acum, știți, teorii de conspirație, dar totuși, controlând informația asta și eliberând-o doar la cerere la unei persoane care se identifică, există o anumită barieră la acces, respectiv legislația la moment, o să îndrăznesc să spun, nu este îndeplinită pe deplin. Odată ce informația este cu caracter public și odată ce accesul este, să-i spunem, limitat în cel mai bun caz, practic, deja de zeci de ani de zile... Bine, eu ca jurnalist, eu vorbesc din perspectiva noastră, eu ca jurnalist aș vrea să pot verifica orice companie care câștigă un tender organizat de către o agenție sau un minister. Și pur și simplu să verific. Există acolo vreun nume care cumva sună asemănător cu numele unui angajat de la minister? Nu știți cât, e o întâmplare sau nu? Nu știți cât de ingenioși sunt oamenii. Pentru că există o mulțime de posibilități de a interpune alte persoane, de a să apară pe piață servicii. Nu toți sunt atât de deștepți, hai să spunem așa. De obicei, lumea e destul de lenoasă. Capitalismul sălbatic moldovenesc și pot să spun că imaginația antreprenorilor autohton era cu 10 pași înainte decât capacitățile. Dar atunci de ce se rezistă atât de mult dacă într-adevăr toți sunt atât de acoperiți? Suntem o democrație tânără, noi nu ni se pare că noi o să aprobăm un act normativ care va răsturna lumea cu picioarele în sus. De fapt, majoritatea statelor merg pe care sunt formate mature, merg pe altă cale. Ei încearcă să formeze spiritul oamenilor de a se mândri, de a plăti impozite, de a se mândri, de a nu fura, pentru că în mare parte. Dar din păcate, domnule Chircă, la noi, acel om de afaceri care plătește toate impozitele, imediat devine necompetitiv. Necompetitiv, dar eu vă spun altceva. În momentul în care noi o să mergem pe strict și asta observ și asta, de fapt, eu vreau să atrag atenția spre faptul, dacă o să mergem pe sportul ăsta, voi începeți, voi fugiți, noi vă prindem, noi nu o să ajungem nicăieri, pentru că eu vă spun, capacitatea
universitățile private sunt mult mai diversificate, mult mai inteligente și pentru a câștiga un ban, ei vor fi mult mai flexibili și mai competitivi. Deci eu vă spun, în paralel, încurajarea spiritului de a fi necorupt, de a fi transparent, în paralel cu sancționarea dură a celor care calcă această normă. Este unica cale posibilă. Dacă noi o să ne contrapunem, o să creăm un stat care să se contrapună cu un anumit segment, credeți-mă, statul va pierde. Nu este capabil statul să urmărească fiecare mișcare, fiecare gând a agentului economic. Știți că în altă țară asta e posibil și asta a pornit de la anume asemenea chestii. Transparența maximă, evident cu anumite limite. Noi nu, eu nu neg necesitatea protejării individului, da? Doar că în momentul în care tu devii, să-i spunem, acționar sau fondator, asta, mă scuzați, asta e informație de interes public. Eu, ca și consumator, alt grup de interes. Da. Cum boicotez o persoană pe care... Există situații de acționar, de măsuri necesare pentru protecția acționarilor minoritari. Sunt asemenea chestiile astea, spasul zero pentru prevenirea traficului de influență. Pe de altă parte, descoperiți acționarii minoritari, de exemplu, care vor cădea prada anumitor persoane care au pus țintă suplimentară. Nu e vorbind de alte centre. Asta nu este adevărat, nu este există. Bine, eu nu vreau să ne limităm doar la acest subiect. Numai o clipă. Domnul Susar a avut o replică încă înainte de pauză. Sau deja... Nu, eu vreau să spun că în linii mari, dacă să luăm sub aspect strategic, eu sunt de acord cu ideea domnului Chircă că noi n-a să putem să facem schimbări majore atâta timp cât statul rămâne capturat și noi toate aspectele este sunt generate de regimul oligarhic. Și într-adevăr, jos pavarie pentru lucruri care face Dumitru, sunt și alte multe lucruri, dar sunt lucruri fragmentare și cosmetice, care în fond nu schimbă situația cu mediul de afaceri. Dar, eu își spun așa, dacă acest lucru i-ar ajuta pe jurnaliștii de investigație, precis ei ar încerca să-i ajute pe oameni de afaceri. Mai mult decât ministerii care sunt responsabili. Dacă noi avem nevoie noi de offshore după ultimele evenimente anumite domenii de activitate, în domeniul financiar. În general, trebuie de abordat lucrurile mai larg. Dar eu revin la ceea ce a spus Roman. Eu nu sunt de acord doar la concluzie. Eu consider că această idee, într-un fel așa, odă oligarhilor, că hai cu noi să rugăm pe dânci să se înțeleagă între ei, eu nu cred în asta. Dacă ei când se înțeleg între dânci, noi am văzut. În 2013 am înțeles foarte bine și vedem unde noi mergem în prezent. În opinia mea, noi trebuie să facem presiunea enormă și presiunea inclusiv și prin intermediul străzii, doar că desigur că este necesar aici de mai lucrat, de mai dezvoltat acest lucru, să nu fie provocări, să nu fie alte probleme, asta e alt subiect deja. Și să punem problema nu că ei să se înțeleagă între dânșii. Da, în opinia mea, pur și simplu treptat, da, cât mai nici nu știu dacă e treptat, dar cât mai rapid ei se plece din spațiu. Și noi cumva revenim la normalitate de la capitalism sălbatic, cu acei care au generat capitalism sălbatic să treci la capitalism normal. Oligarhii niciodată singuri nu pleacă. Eu văd că aveți o replică, dar de mult a vorbit domnul Chirică, după aceasta promit că vor... Pur și simplu, să înțelegem mesajul care eu l-am vrut. Eu n-am făcut odă oligarhilor și nu le și nu le propun, haideți vă rog înțelegeți între voi. Eu fac un mesaj în care îmi dau de înțeles că alte opțiuni nu au, pur și simplu. Dacă vor, de exemplu, pentru că nu este vorba deja de o chestiune de onoare, este vorba despre supraviețuirea lor în calitate de careva centre de influență dacă nu soluționează cazul la Banca de Economii. Dacă vor să supraviețuiască, dacă vor în circunstanțe care schimbă foarte rapid. Asta am vrut să spun. Asta e unica șansa lor. Deci nu este ca oamenii să vin, hai vă rog, înțelegeți-vă între voi. Este pentru că ei au nevoie în primul rând de o structură statală care să le servească inclusiv echidistanță și interesele lor. Și atunci propunerea mea, și asta e unica rezonabilă pentru ei, pentru oligarhii care sunt în interiorul țării, pentru oligarhii care sunt în afara țării, pentru oligarhii care au fost exilați în afara țării, ca să încearcă să margă spre marea pace a oligarhilor, să o numim așa, în interesul lor, nu în interesul nostru. Pentru și spre anumite reguli de joc care vor fi valabile pentru toată lumea, pentru că doar așa ei pot evita revolte, pot evita situații, nu neapărat din revolte să fie demiși sau să dispară din viața publică. Domnule Chirică, părerea noastră despre acest consens. Concluzionând referitor la numele și prenumele fondatorilor care să fie făcute publice, din punctul meu de vedere, la moment legal nu există niciun impediment.
ține de oportunitate în cazul ăsta, atâta timp cât noi am ajuns la un moment să discutăm dacă să fie cu titlul oneros sau titlul gratuit, asta deja înseamnă că există o anumită rezistență și este necesar să existe o voință, să existe o oportunitate pentru deschidere. Eu îmi pun întrebarea, în cazul în care Consiliul Economic al primului ministru vine cu astfel de solicitare și consideră că este o acțiune importantă, pe de o parte. Pe de altă parte, mediul de afaceri de 2 ani de zile deja dezvoltă discuțiile astea și încearcă să facă publice datele cu privire la agenții economici. Lucrurile se tergiversează atât de mult despre ce vorbim. Atunci, dacă de nu, ce unele instituții ale statului se opun? Exact, exact. Ajungem la idee, deci, domnului Chiru, că atunci când o instituție e din partea partidului X și alta din partea partidului Y și oligarhii nu se înțeleg, se oprește orice inițiativă bună. Problemă de sistem. Și revin la ceea ce a spus domnul Slusar. La moment, dialogul social între sindicate, patronate, guvern sau altfel spus între guvern, mediul de afaceri, sindicate, practic este mimat. Care sunt instrumentele sindicatelor? Bine, este greva. Care este instrumentul de acționare a mediului privat? La moment el practic nu există decât doar niște scrisori, niște poziții și atitudini luate. Sau în mai grav, perioadă, închiderea afacerilor sau plecarea în ultima perioadă, economie, economice. Sau plecarea în economie tenebră. La propriu-zis la dialog. Exact. În ultima perioadă, deja în rândul mediului de afaceri se discută tot mai mult despre un concept care se dorește a fi implementat și în Republica Moldova, este lockout. Lockout. Este greva, este greva businessmanilor, greva patronilor, angajatorilor, agenților economici, care la un moment dat, ca și greva sindicatelor, în aceeași zi ar putea toți să sisteze activitatea lor economică. Eu vă spun sincer, când și atunci acesta ar fi un instrument din punctul meu de vedere foarte serios mod deja au discutat. Natalia, eu vă deschid niște paranteze. Când a fost majorată, acum, iată, în mod obraznic, din punctul meu de vedere, încă cu 1% contribuțiile de asigurări în medicină, neargumentat absolut. Ce avem noi cu sistemul, într-adevăr, trebuie 3 emisiuni de vorbit. Și eu am venit în mod serios să ne adresăm noi ca patronatele la sindicatele, că aici e problemă comună, 50% pentru patron, 50% pentru salariat. Și împreună doi actori sociali să începem să declarăm, da, la noi nu există legislația noțiunea lockout, dar nici nu există interzicerea lockout-ului. Deci există proteste. Tot ce nu este interzis, da, este permis. Da, și eu atunci am propus în mod serios să examinăm acest lucru și să ieșim la proteste comune. Cu părere de rău, ideea nu a fost acceptată. Și vreți să spuneți că oamenii de afaceri sunt capabili acum să depășească această frică? Unde, Doamne, să nu avem probleme cu este important. Eu vreau să înțeleg, pentru că dacă noi am ajuns în situația în care oamenii de afaceri sunt gata să declare această grevă, lockout, asta înseamnă că ei au depășit frica față de fisc, care ar putea veni a două zi, față de cine acolo mai controlează? Zeci de controle din partea diferitor instituții. 33. Dacă ei depășesc frica față de 33 de instituții, asta înseamnă că ceva totuși se schimbă. Dar care e ponderea lor în produsul intern brut a acestor companii? Exact. Și care e dauna care poate fi produsă? Să-și termine gândul după această noastră. În primul rând vreau să zic că nu este o poziție comună deja luată sau o decizie oficială a mediului de afaceri, dar astfel de discuții sunt purtate atâta timp cât nu există un instrument care să respecte principiul check balances, balanță contra balanță. Și în cazul ăsta, la un moment dat, trebuie să se intervină cu modificări legale sau modificări la legislației ca și patronii sau mediul de afaceri să aibă un instrument eficient de dialog social. Dar și aici spun că neapărat este necesară modificarea legislației. Și eu sper că o să avem la un moment dat, în cazul în care discuțiile astea vor lua amploare, va fi o anumită susținere și un anumit suport din partea legiuitorului. Fiindcă în cazul în care noi la moment nu avem o legislație foarte clară și noi expres nu avem
avem forma asta de grevă a patronilor prevăzută expres în lege, practic noi nu putem să o utilizăm. De ce? Pentru că pentru zilele acestea de grevă... Atunci când statul mai mult taie din drepturi și ia mai mult și bani și impozite și așa mai departe, credeți că ei vor fi capabili să vă dea un drept atât de mare care vă oferă un instrument de presiune reală? Credeți că e posibil o asemenea... Revenim la alegațiile și exemplele... În timpul apropiat? Revenim la alegațiile și exemplele domnului Chircă. Ori, la un moment dat, noi trebuie să avem o evoluție în societate și societatea trebuie să reacționeze la oricare acțiune a guvernanților. Dar, sigur, în formă legală. Mie mi-este interesant dacă oamenii noștri de afaceri, mulți, ar intra într-un lockout într-o zi. Ce ar însemna aceste și... presiuni fiscale din partea organelor care controlează, dar e o idee bună și atunci poate chiar acești antreprenori să fie inițiatori ideea, haideți noi, participanții la capitalismul barbar, să începem anumite înțelegeri. Noi solicităm și avem o agendă clară, transparentă. Înțelegeți în ce constă ideea și poate în vâltoarea discuțiilor s-a pierdut probabil esența. În momentul în care noi eliminăm într-o formă, de exemplu, sau alta, o structură oligarhică, eu de ce spuneam că majoritatea populației noastre visează să fie oligarh? Șansele ca să avem persoane similare la fel de odioasă este foarte mare. De aceea, unica șansă este de distanțarea acestor persoane, distanțarea business-ului, distanțarea tuturor de la stat. Haideți să creăm oaze non-oligarhice, în care toți oligarhii să știe, uite, noi avem, de exemplu, sistemul meteorologic, da? Care este în afara oligarhilor, care a început o zonă neutră. Nu ajungem la poliție, că e prea departe. Telefonie mobilă. Câți ani ne trebuie? Dar dacă se începe, gustul vine foarte repede. Atunci apare încrederea. Nu poți într-o societate... Noi rezistăm în această perioadă, ca economie, ca stat. Eu cred că alternativa care este? Vorbesc de ce se întâmplă. În paralel pot avea orice. Lockout-uri, revolte, poate fi sectoriale, poate fi sindicate, presiune. Patronate. Plus, credeți-mă că europenii nu o să lasă fără atenție orice inițiativă care apare în societate. Dar este un dialog deschis în care pe cale de catifea li se demonstrează lor, în primul rând, că e în interesul lor și în securitatea lor să se retragă și e timpul să se retragă, pentru că chiar și Blatter astăzi a demisionat și lucrurile se schimbă. Dacă acești oameni vor înțelege și vor crea aceste mici oaze, foarte repede vor intra în gust de încredere și vom avea oameni, pentru că noi avem suficient persoane pregătite din toate domeniile care pot fi persoane stataliste distante de centrul oligarhice. Asta este unica soluție practică, din punctul meu de vedere. Dar, iarăși, orice revoltă, orice formă are dreptul la viață. Domnule Alaiba? Eu n-am vrut să... Asta ați spus ceva, ați spus. Neieșit întâmplător. Eu cred că asta e, evident, o idee frumoasă, dar asta nu e nici practic, nici unica soluție, cum dumneavoastră afirmați în termeni absoluți. Nu există asemenea precedente. În toate țările, peste tot, cu corupție, așa asta eu n-o să încetez să repet, s-a luptat de jos în sus. Ultimul exemplu, cel mai recent, Georgia. Deci de unde s-a început lupta cu corupția? De jos. Presiunea anticorupției vine de jos. Întâi elimini mita pentru cei de la de jos și acea luptă cu corupția de jos vinea paralel cu voința politică de sus. Absolut. Dar la noi acum voința politică e atât bine. Pe o insuliță guvernamentală există, în altă instituție nu există, în a treia ingineri se ocupă de alte treburi. Mai documentați-vă privind diferite paralele istorice. Cum a apărut FBI în Statele Unite? Deci a fost o inițiativă exclusivă venită de sus, care a format acea structură, prima oază deetatizată, care a dus după sine restul, înțelegeți? Și atunci acolo exista voința a centrilor și a oligarhilor. M-aș compara cu Georgia, de Statele Unite, desigur. Dar... Inclusiv și în Georgia. Eu am fost în Georgia și vreau să vă am văzut lucruri fenomenale, dar lucruri nefinisate și conceptual negândite până la capăt. Există exemple și exemple. Haideți să revenim la Republica Moldova și trecem la concluzie. În termenii de scurtă durată, pentru că mie îmi pare că acum nu ne aflăm la etapă în care putem să ne permitem să vorbim despre termenii de lungă durată. Aici, acum, ce trebuie de făcut ca mediul de afaceri să respire cât de cât mai ușor? Eu nu vorbesc despre investiții brusc venite peste noapte, despre deoligarhizarea, ceva simplu, concret, dar cât de urgent posibil. Domnule Chirica. Eu...
Eu cred că, în primul rând, acțiunile autorităților statului trebuie să devină previzibile. Deci oricare proiect de act normativ trebuie neapărat consultat. Părerea mediului de afaceri trebuie să fie luată în considerație. Sigur că există și interesul statului, dar fiecare segment în parte trebuie să fie discuții. 1. 2. Consider că oricare proiect de act normativ care vine să facă careva intervenții pentru mediul de afaceri, pentru reglementarea afacerilor în Republica Moldova, trebuie să fie imediat după publicare, trebuie să fie acordat un termen de o lună, două, o perioadă de tranziție pentru ca mediul de afaceri să poată asimila noile proiecte de legi sau noile legi sau normele modificate sau completate la normele actuale. Ori în cazul în care noi la moment avem o normă care intră în vigoare, o lege care intră în vigoare pe 28 aprilie și este aplicabilă din 1 mai, este destul de complicat pentru mediul de afaceri ca să poată să aibă reacția necesară și suficientă pentru a se ajusta. Vorbim despre consultări publice, chiar și cazul recent când proiectul legii bugetului a fost consultat cu mediul de afaceri. Eu țin minte comentariul domnului Armașu, care a spus că peste o săptămână brusc un nou proiect care parcă a fost consultat și parcă s-a promis reprezentanților patronatelor că nu s-a intervenit tare pe proiect, a apărut clauză privind duty free în Transnistria. Știm noi cine are interes în duty free și în Transnistria. Domnule Laibă, ce se poate și trebuie de făcut aici acum? Bine, eu în primul rând o să fiu de acord cu antevorbitorul meu. Cel mai important ce putem face, ceea ce putem face imediat și acum este, în primul rând, să-i ascultăm pe oamenii de afaceri. Nu să credem noi, cineva, într-un minister sau într-un departament, să credem că noi știm mai bine decât omul care lucrează acolo, care lucrează zi de zi. Asta este foarte important și, din păcate, noi avem o înțelegere, o percepție foarte greșită despre ce înseamnă consultare. La noi, consultarea, foarte des, este un fel de pentru informare. Nu este pus. Da, nu este adevărat. Consultarea trebuie făcută în ambele sensuri. Și în special trebuie de ascultat pe ei ce cred ei despre deciziile care tot pe ei o să le afecteze. Asta este cel mai important. În afară de asta, o să revin, asta e, dacă vreți, cea mai recentă revelație a mea. Foarte des, noi ne lovim de rezistența de la nivelul mediu și jos. Deci nu este totdeauna interesul a 1, 2, 3, 5 oameni din care mă rog, îi vedem în ședințe și așa mai departe. Foarte des și fiecare dintre noi are un vecin care e șef de direcție pe undeva și o duce bine mersi, deși a lucrat la stat permanent, are un neam care e tot pe acolo și așa mai departe. Deci, dați să nu neg gravitatea problemei cu corupția la nivel înalt, deloc. Pur și simplu, cel puțin din când în când ar trebui să le facem publicitate și celor mulți care abuzează. Cel mai comod pentru ei, pentru persoanele de la nivel, să-i spunem, mediu și jos, este când se discute despre acei oameni pe care îi vedem în fiecare seară la televizor, pe când ei, în umbra lor, își fac mendrele deja de zeci de ani, indiferent de schimbarea guvernării. Asta e mesajul pe care am vrut să-l aduc astăzi aici. Domnule Chiocă. În primul rând, eu consider că nivelul nostru antreprenor real, mediul de afaceri este foarte, foarte mic, foarte nesemnificativ față de cum ar putea să fie și cum ar fi trebuit să fie, pentru că odată ce ar crește numărul de întreprinderi, ar fi crește și presiunea și ar apărea acea cerere de regulă în mediul economic. În mare parte este datorită faptului că noi nu avem spiritul antreprenorial ca unul cultivat. Statul întreprinde puține eforturi, mediul de afaceri puține eforturi, să împingă oamenii să fie self-employer și să lanseze diferite activități antreprenoriale, dacă vom avea masa asta critică. Doi, eu aș fi atent la transpunerea diferitor acte negândite, inclusiv și în domeniul fiscal, cum a menționat domnul Slusser. Noi aplicăm niște reguli fiscale din Suedia,
care a trecut 50-60 de ani de implementare până la 60 de grade nivel de procent de fiscalizare, pe când noi urmează întâi să deprindem oamenii să plătească impozite și pe urmă gradual să începem mare crește. Domnule Slusăre, vă rog să accept. Dacă admitem că în această paradigmă oligarhică este posibil de făcut ceva, eu consider că în primul rând este necesar de efectuat un dialog real determinat cu această mimare de dialog și într-adevăr să negociem și să ascultăm unul pe altul și să facem niște reforme cardinale, nu cosmetice, în ceea ce ține stimularea business-ului legal să plătească, stimularea business-ului legal și totodată combaterea intransigentă economiei tenebre, demonopolizarea economiei și combaterea corupției. Și toate aceste lucruri este necesar de aplicat concomitent. Dar gândiți-vă foarte bine, domnule Slusăre, poate toate acestea ar deveni mai probabile și mai posibile dacă mediul de afaceri s-ar gândi la o metodă ca lockout. De ce nu? Nu turna sare pe rană. Eu de mult domnul Sergiu cunoaște. Aici ne oprim, neapărat revenim la această discuție. Eu vă doresc o noapte bună, ne vedem mâine la ora 21.